depui efort ca să-ți faci scopurile tale, atunci tu îndeplinești scopurile altora. Noi oricum facem ceva, nu putem să stăm și nu facem nimic. Așa că, făcând acel ceva, noi ori facem ceea ce vrem noi, ori facem ceea ce vor alții. Foarte simplu. Oamenii foarte ușor sunt manipulați. Și tare simplu să-mi dăm seama, uitându-ne numai la societatea noastră, cum e construită. Fiecare ascultă de cineva, da? Dacă se uităm chiar și la profesii, foarte clar se vede în armată lucrul acesta, în politică, în religie, în sport. Toată vremea este cineva de care ascultă ceilalți. Vă închipuiți, dar toți se nasc egali. Toți cu două mâini, cu două picioare, au aceleași organe interne. Și când se nasc cu hard disk-ul nul, da? Sunt clar că reflexe născute, dar 99% noi învățăm. După ce ne naștem, noi începem a umple creierul nostru cu toată informația care ne înconjoară. Noi suntem plămădiți de cultura care trăim, de absolut tot ce aici vedem. Și nimic mai mult. Acum închipuiți-vă, toți se nasc egali, dar când începe a crește mai mari, unii au, nu știu, influență asupra la ceilalți. Pe când toți, practic, trebuie să-i socotim că sunt oameni, toți sunt egali. Dar nu, unii nu au puterea lor de, nu știu, de a-și exprima dorințele și ascultă și fac și-și dedică viețile la dorințele la alți oameni care au puterea de a convinge, de a manipula. Și tare ușor vedem lucrul acesta și, nu știu, e foarte trist uitându-ne la ce se petrece pe planeta dată. Și anume, încă n-am scăpat de războaie, încă oamenii își omoară seminii lor. Și dacă se uităm mai adânc, nu-i logic chestia asta, pentru că sunt puști alți oameni că numai când are altă religie sau că vorbește altă limbă sau e de altă culoare. Și lucrul ăsta îl fac oamenii care sunt manipulați de comandanții lor, da? De oști. Soldații sunt carne de tun. Ei se duc și-și dau viețile pentru dorințele la comandanții lor, da? Care le dau ordine. Ei nu au capul lor pe umeri, ei ascultă ce îi spun alții. Dar să nu uităm că toți s-au născut egali. Nu trebuie să asculți absolut de nimeni, trebuie să faci așa cum tu crezi. Dar marea majoritate a societății noastre merg ca oile cap a plecat în turmă și ascultă de ce își spun o mână de oameni. Și așa au putere asupra lor doar cu ajutorul cuvântului. E clar că sunt multe instrumente care ajută la manipulare. Unul dintre însele e banii. Ți-a arătat un pres de bancnote și la oameni gata, le șep a străluci ochii și sunt gata să facă aproape orice. Dar astea sunt niște hârtiuțe făcute din lemn și plastic. Și atâta tot.
O altă pârghie este frica. Oamenii, datorită fricii, tot sunt gata să facă tare multe lucruri împotriva voinței lor. Dar frica le-o insuflă alți oameni care, dacă se-i scauți, nu diferă absolut sub nicio formă de ieșlalți. S-au născut și ei, tot pe aceeași cale, tot de aceeași specie, pur și simplu vorbele lor transmit informația la ieșlalți din jurul lor și îi asuprește. Pur și simplu puterea cuvântului, că eu așa, că eu pe dincolo, că eu sunt mare și tare. Dacă atare tot tot una. Și ceilalți cred și eu și aici la tot îi place că l-au ascultat și el își mărește ego-ul și data viitoare el îi iese idei și mai serioase, și mai periculoase și poate să manipuleze și mai mulți oameni. Puteți să ne uităm al doilea război mondial cum un singur om condușea cu milioane de oameni fluturând din mâini, strigând din tribună. Și tot așa în istorie sunt tare multe lucruri. Încă o dată, nu trebuie să ascultăm de nimeni. Trebuie să facem ceea ce noi credem că e bine. Și toți suntem egali. Nu există că cineva are o putere asupra noastră, supranaturală, totul este egal. Dacă nu o să credem cei care zgheară la noi să facem asta, să facem ceilalte, ei o să-și pierdă credința lor întrânșii și nu o să mai aibă pârghii de conducere asupra celorlalți. Luați și gândiți capurile voastre. Haideți să schimbăm lumea asta în ceva mai bun, că este în puterile noastre. Nu e niciun secret aici. Putem schimba totul.